E momentul tehnologiei, urmează Like IT. Iar Iulia nu este singură nici în această dimineață. Bună dimineața, bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Astăzi este alături de mine un tânăr reprezentant al asociației Let's Do It România și vreau să punctez asta pentru că are doar 22 de ani și face o treabă foarte bună și încearcă să motiveze cât mai mulți tineri să recicleze și în speță să anunțe cumva și autoritățile atunci când observă că sunt zone unde trebuie luate măsuri atunci când vine vorba de deșeuri. Adina, vorbim despre o nouă platformă pe care voi ați lansat-o acum, de curând să spunem, o platformă care vine cumva în ajutorul nostru, al tuturor, dacă vrem să avem grijă ca mediul înconjurător în care cu toții trăim să arate cât mai bine, nu? Nu este așa? Bună dimineața, da, așa este. Noua platformă pe care am lansat-o în luna mai se numește Platforma 4B. Este o platformă care ne permite să sesizăm autoritățile referitor la zonele cu deșeuri din natură. Platforma 4B a reușit să colecteze până în acest moment 4.000 de tone de deșeuri din natură, dintre care 10 tone de plastic au fost reciclate. Cea mai mare cantitate a fost colectată în comuna Cerogârlan, Ilfov, de 3.800 de tone. Dintre acestea au mai fost reciclate și alte 7 tone de hârtie. Platforma 4B se bazează pe voluntari și pe toți cei care folosesc aplicația de mobil Trashout. Și putem să și vedem cum funcționează această platformă și să ne explici tu în detaliu care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm. În primul rând, cred că este important de știut că putem accesa de oriunde această platformă. Da, această platformă se poate accesa de oriunde. Voluntarii care intră pe 4B își pot crea cont și pot vedea zonele cu deșeuri. Ceea ce facem noi, voluntarii din spatele aplicației 4B, este să deschidă fiecare aplicație în parte, să verifice poze și faptul că în poze se află deșeuri, să verifice autoritatea, adică coordonatele GPS preluate din aplicația de mobil Trashout sunt corecte, iar aceștia validează și trimit notificarea către primărie. Notificarea se trimite în aproximativ 5 minute. A doua zi lucrătoare, primăria este contactată de echipa noastră de call center pentru a le cere numărul de înregistrare. În cazul în care aceștia ne răspund cu succes și ne trimit poze și cantitățile colectate prin anexa 2 de la primărie, noi închidem notificarea cu succes. Dacă ei nu răspund după 30 de zile, noi redirecționăm notificarea către Garda de Mediu, către Comisariatele Gărzii de Mediu, de la care așteptăm un răspuns în 30 de zile. De obicei, aceștia merg și notifică primăriile și le trimit sesizarea inițială primită de la noi. În sesizare primăriile primesc fotografii de, cu zonele cu deșeuri și coordonatele GPS ale zonei. Practic asta este întregul flux. De obicei ne bucurăm de răspunsul autorităților în cea mai mare parte. Până acum am curățat 580 de zone cu deșeuri și am trimis peste 3500 de notificări către autorități. Încă așteptăm. Încă așteptați să aveți parte de rezultate mai bune, mă gândesc, și cred totuși că este nevoie și de un sprijin mai mare al autorităților, pentru că, din punctul meu de vedere, nu stăm atât de bine la capitolul soluții atunci când vine vorba de reciclare și de, evident, și de colectarea deșeurilor. Și o să mai menționez ceva ce ai punctat și tu mai devreme, pentru a putea trece prin tot acest proces și a putea anunța autoritățile atunci când observăm că există un astfel de spațiu în care ar trebui să intervenim și să facem curat, trebuie să descărcăm însă și aplicația Trashout, da? Care este gratuită, disponibilă atât pentru iOS cât și pentru Android. Vreau să mai vorbim însă puțin și despre situația din România. Cum stăm la acest capitol? Cât de mult reciclăm? Cât de mult Din păcate, colectăm? România este penultima țară din Uniunea Europeană. În anul 2018 am avut o rată de reciclare de 11%, în scădere cu 3 puncte procentuale față de 2017. În România, în 2018, au fost generate 211 kg de deșeuri municipale pe cap de locuitor. Într-adevăr, cantitatea a scăzut față de 2008, când erau generate 470 de kilograme pe cap de locuitor, dar rata reciclării este una foarte mică. Media din Uniunea Europeană este de 46%, adică suntem de 4 ori sub media europeană. Noi trebuia să atingem la sfârșitul anului 2020 un target de reciclare de 50%, dar asta nu a fost posibil și sperăm să fie în viitor și sperăm ca autoritățile să se mobilizeze și oamenii să înceapă să colecteze selectiv, deoarece este foarte important. Noi nu riscăm și niște amenzi dacă nu vom reuși să facem asta? Ba da, riscăm niște amenzi destul de mari care s-ar fi implementat încă din 2020 din cauza pandemiei. Acestea nu au fost implementate deocamdată, dar trebuie să ne focusăm pe atingerea acestei ținte, deoarece amenzile
pe care le putem primi de la Uniunea Europeană sunt considerabile. Deci putem spune că în 2020 pandemia a fost cumva de vină, deși nu cred că doar despre asta nu este vorba. Nu este cazul. Adică nu puteam crește de la... Dar e o scuză bună, mai ales pentru autorități. Da. Mulțumim foarte mult, Adina. Mulțumesc. Ne întâlnim însă cu Adina și la ora 10, atunci când încercăm să vă aducem și mai multe informații despre această platformă.